Și am ajuns la ski. Unde suntem? Suntem la Cavnic. La Cavnic și am zis să vă prezentăm cum arată pârtia, cum arată zona. O să vedeți și filmările din dronă ce le-am făcut. Vom filma puțin și coborârea. Ce putem spune despre Cavnic? E prima dată când suntem aici. Chiar eram și noi curioși să vedem cum este, deoarece știam că aici în Maramureș sunt câteva pârtii faine. Am aflat despre Cavnic că sunt trei pârtii foarte circulate aici. 1260 de metri înălțimea cea mai mare, două telescaune și acum zăpadă artificială, pentru că e foarte cald. Da, deci ați aflat toate detaliile de la NAO. Să vă dau și eu câteva detalii așa mai pragmatice. De unde am luat echipamentul? Am venit cu echipament. Noi de obicei nu avem echipamentul nostru. Mergem, închiriem, avem dimensiunile care ne plac, modelul, mă rog, și aici, totuși, la Cavnic sunt 80-85 de lei un echipament, dar am luat echipamentul de la Baia Sprie, unde am dat 40 de lei. Deci, e un cont bun dacă veniți aici. E în apropiere la doar 15 km de Cavnic, ceva de genul. Da, da. Așa că nu mai vorbim că avem chef de schiat. Uite, bine, a ieșit și soarele. Și cât e schipasul și tot, o să vă povestim și despre asta, dar dăm o tură prima dată. Dăm o tură și chiar probabil înainte să coborâm, facem o oprire și filmăm de acolo. Vă spunem și cât e schipasul și vă arătăm puțin și zona. Și la final vă spunem concluzia, dacă se merită sau nu să veniți aici, dacă aveți și alte opțiuni. Bun. Hai, Nao, să te vedem. Hai. Cum încep. 1, 2, 3, 5. A, așa, bravo! Și să merg și eu după NAO. Da, e chiar frumos aici. NAO, stai să întorc camera să mă filmez și eu. Îți place? Foarte fain! Dar ar trebui să dau asta mai așa, mai puternic, să mă vedeți. Bun, hai că oprim filmarea aici, cobor și apoi mai filmăm pe parcurs. Hai să fac și o filmare în timp ce schiez. Bun. Să coborăm. E destul de multă zăpadă aici. Bine, și faptul că uite aici un pic de gheață te duce într-o parte sau alta. Hai că aici merge mai bine. Nu e foarte multă zăpadă umedă așa care să te împiedici. Ho-ho, pârtie! Mamă, chiar e fain. Mai ales senzația că e prima tură în an. Prima locație. Ne e dor ce-i drept de straja, dar acolo nu este zăpadă. Vom merge prin februarie, atunci când știm sigur că prindem un sezon plin de zăpadă, pârtie plină de zăpadă. Uai, că ce frumos se vede și de aici. Așa-i. Iar am dat o zonă de gheață și gheață. Am dat să coborăm puțin mai rapid. Bun! Uite și pe NAO! NAO, uite-te aici în... Da? Hai că eu am zis că rămân tot pe filmare. Bine, puțin mai rapid. Îți place? Da, e frumos. Am dat puțin pe wide ca să vedeți mai mult din peisaj. Nu cum fac eu stânga-dreapta să iau curbe. E relaxantă pârtia, nu e solicitantă. E ca pârtia neagră de la straja sau ca de pe Postovaru. Uite, aici e și o zonă în care
efectiv dau la manivelă ca să prind viteză. Da. Asta e în perioada când zăpada e artificială. Oprește, m-am vorbit prea mult. Oprește, m-am vorbit prea mult. Mai spune și tu ceva. Aceasta a fost Fântia Albastră, chiar din vârf. E da. O curte ușoară. Lejer, da, chiar. Foarte, foarte lejeră. Există vreo două curte albastre, adică două porțiuni, nu părți, două roșii și una neagră. Da, care e așa, middle, nu? Acum, da, mergem să luăm din nou acestele scaune și să ne dăm pe porțiunea roșie, aia medie. Hai că am urcat pe telescaun și aici putem povesti mai da, degajat. Durează vreo 6 minute urcarea. Da, deci ca și concluzie în care am început să spunem, prețurile aici pentru telescaun sunt mai scumpe decât în alte stațiuni. Bine, e și mai mic, e și da. Trebuie să fie profitabil. 150 de lei pe zi. Adică până de la ora 17. Da, de la 9 la 17. Dacă vrei 6 ore plătești 140. Iar un punct înseamnă o urcare și costă 10 lei și poți să iei minim 3. Adică 30 de lei 3 puncte. Da, o oră costă 40 de lei. Cam așa 4 euro. Da. Da, oricum noi am ajuns aici pe la 11. Eu 11 jumate și m-am luat pe 6 ore. Dar este da. Și nocturnă, asta e partea bună, doar că nu-ți poți lua bilet pe o zi cu nocturnă, ci ți iei până la 5 și după ți iei pe ore. Da. Așa că nu știu dacă vii pe mai multe zile, nu era specificat că până la ora 17. Da, dacă acum nu știu, au uitat ei nu. Sau chiar ai full time? Nu au uitat, te scria clar, 2 zile cu nocturnă inclusă. Deci... Asta ca să bine facă, bineînțeles, să te facă să cumperi pentru mai multe zile. Asta e ideea. Da. Hai să vedem cum e și sincer, pe curtea neagră. Curtea neagră? Eu schiez deja aici acum de 4 ore și m-am plictisit rău de tot. Da, nu e nici mare pârtia. Asta e adevărul, în sensul că dacă îți place să schiezi, după 2-3 ture pe pârtiile astea, simți că vrei altceva. Dar n-am avut sentimentul ăsta la Straja când am fost. Da, da. Sunt mult mai variate și mult mai multe telescaune. Mai stânga, mai dreapta, mai da. Variez un pic. Uite ce frumos și în partea stângă. Un fel de lac îndepărtat. Bun. Mergem în vârf, dăm o tură până jos acum și apoi urcăm chiar de la baza. Vă salutăm de aici, de pe vârf, de la 1260. Am vrea noi 2000. 1260. Da. Pa, pa. Cam asta e viteza de mers, de urcare. La Nau îi place foarte mult viteza asta, îi creează o senzație așa de... Da, nu știu, am citit jos că e 2 metri pe secundă. Un melc pe oră. Da. Oricum, na, e pentru siguranță sau depinde și cât suportă sistemul. Da, parte la Straja 1987, an montaj 2022. Vă dați seama ce echipament nou-nouț. Da, montată trecut. Da, că zicea o doamnă care a mai fost aici că pe tronsonul ăsta a fost un teleschi, nu telescaun. Și l-au scos și asta e primul an cu telescaun. A ieșit la pensie. Da, nu vrem să fim răi, dar ne place să glumim. Da, oricum e o zonă plăcută, frumoasă
A meritat să venim, să ne facem o părere proprie. Vrem să ajungem și la Borșa. Din ce am auzit, este unul mai fain. N-am fost, dar o să o punem pe listă și Borșa. Da. Așa că astăzi ne bucurăm de Kavnik. Am tot auzit, dar acum și testăm. Hai că aproape ajungem în vârf și mai povestim când ajungem jos sau chiar la final concluziile, ce ne-a plăcut, ce recomandăm. Oricum ar fi de testat și când e iarnă, adică brazii sunt încărcați de zăpadă și nu e nevoie de zăpadă artificială. Cu siguranță e mult mai frumos atunci. Bun, uitați cum e în spate. Și uite-ne după o zi de schi. Fără pauză. Da, să știți că am găsit și o pârtie mai abruptă, zicem noi, sau cel puțin la fel de abruptă ca pârtia neagră de la Straja. Da. E tot pârtia neagră de aici. Deci au ne-am... o singură pârtie neagră, plină de bolovani, neamenajată. Cu cine am vorbit, toți au zis că este horror, nu pentru că e abruptă, ci pentru că e puțin grijă. Da, bine, acum a fost și gheața asta sau zăpada asta artificială, dar sunt foarte multe dune, așa, și aghețime. Foarte frumos a fost. Am dat câteva ture pe cea principală. Așa că... deja 5, am obosit, n-am făcut nicio pauză, dar suntem bine. Da, așa că ați aflat câteva detalii despre pârte de aici. Merită? Da, e... Da, pentru o zi. Deci o zi, nu recomandăm mai multe zile. Te plictisești, chiar n-ai ce să faci o zi aici. Așa. Bun, atunci, dacă v-au plăcut detaliile, nu uitați să vă abonați și vom ține la curent și cu alte părții, alte activități pe care le puteți face în perioada aceasta de iarnă. Pa, pa! Nu uitați, like, subscribe și salutările noastre! Ciao!